Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți să vedem în general la Fecioară pentru luna iunie. O bucurie, v-a ieșit de departe, de la un drum, sau primiți un mesaj cu bucurie. Vreți să vă faceți o schimbare, să vă mutați sau să aveți un copil sau să aveți o schimbare de orice, o să aveți această schimbare cu noroc. Vreți, visați la o călătorie, o să faceți călătorie sigur. Dacă vreți să vă mutați la într-o altă țară, reușiți. Eu văd că reușiți. În familie, mare noroc o să aveți. Supărarea trecătoare pentru o decizie, nu știți ce să faceți, sunteți puțin îngândurați. Primiți o scrisoare că moare cineva. Această persoană care moare este din cauza unor vrăji. Dar asta a fost, e mai bine pentru ea. Aflați un secret care vă gândiți prima dată când o să aflați acest secret că este ceva rău, că este ceva, nu este bine, dar o să vedeți că acest secret o să vă bucure tare, adică este foarte bine ce se întâmplă. O să aveți o bucurie într-un examen, în ceva acte, într-un secret, vă bucurați. No, o să aveți grijă să nu vă tăiați sau să aveți o operație sau cu cuțitul sau să aveți grijă. Certuri la serviciu sau la afacere sau vă certați sau aveți o afacere de familie unde nu prea vă înțelegeți. În familie certuri multe în casă și bucurii iarăși în casă și plecați neapărat la drum, copilul vă trădează, este mincinos, vă certați, face pe ei deșteptul, așa, ceva blocaje, orică trebuie să mai faceți niște acte pentru omul de stat, pentru a călători sau aveți ceva încurcături, aveți un blocaj, poate să fie și la serviciu că vă pune cineva piedici. Poate fi șeful, poate fi partenerul, poate fi supărare trecătoare pentru această schimbare, pentru că această schimbare sunteți de mult, o vreți de mult această schimbare și nu se dă. Și aveți o fidelitate, îi sunteți cuiva fidel, dar cuiva secret. Aveți pe cineva secret. Vreți să plecați, plecați și cu serviciu și cu casa și cu toate. Deci nu mai vreți să stați absolut deloc, nu vă mai interesează nimic. Vă deblocați undeva la serviciu sau ceva unde aveți probleme sau avocați de blocaj, arată o femeie isteață sau dumneavoastră sunteți de la un drum care faceți drumuri, dar și vă ajutați mult și... Pierdeți căsătoria și vreți să o pierdeți și aveți o rezolvare și o reușită în dragoste. În dragoste. Iarăși dragoste puternică vă văd. Reușită în dragoste. Pierdeți căsătoria în dragoste reușită, rezolvare. Căsătoria este de mult timp. Stați de mult timp cu această persoană. În secret ați vrea să vă despărțiți. Faceți actele de divorț în secret și amândoi vreți asta. Amândoi sunteți norocoși, vă simțiți norocoși că vă despărțiți. Dacă nu vi se potrivește, ascultați semnul ascendent sau lunar. Apoi, el vrea să plece, ea îl vrea pe altul. Foarte mult iubiți pe cineva, femeia foarte mult iubește pe un bărbat. Cu bani nu prea stați bine, unele doamne, unele femei vreți bani foarte mulți. Aveți un necaz că pierdeți, că nu puteți avea banii care vi doriți. Visați foarte mult la dragoste, la acea persoană, credeți că ați pierdut-o, credeți că nu vă așteaptă, că nu... Dar îi sunteți fidele, vă este fidelă și această persoană vă așteaptă. O mare bucurie, reușită... Pierdeți bani, dar cu bucurie, pentru că faceți acest drum, probabil. Așa. Mai aveți o schimbare, speranță. Sperați ca un copil la această dragoste.
Totuși este cu această persoană, orică nu vă mai crede, orică o schimbare în dragoste, secret, dragoste secretă, aveți o amantă, un amant cu care vreți să rămâneți cu căsătorie și rămâneți, bucurii, relații serioase. Căsătorie răceală, în căsătorie sau cu bărbat căsătorit care se răcește, dar după iară este bine, ceartă, persoană șiriată, persoana care vrea să vă fure partenerul, de asta se răcește el, așa, apoi vedeți vrăjile în casă, aveți și în casă ceva vrăji. Rezolvați ceva, dați bani, aveți și probleme de sănătate, vă este greu la serviciu, unii stați acasă, pierdeți serviciu sau ați pierdut, sau pierdeți ceva în afaceri. În rest, bine, așa, cam asta. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.